Bun găsit la o nouă emisiune, capitolul 79, Înțelepciune Transformare. În această emisiune o să continuăm ceea ce am vorbit în emisiunea trecută, și anume o să vorbim despre vârstele stimei de sine, a doua emisiune. Data trecută am vorbit despre noțiuni ale stimei de sine la modul general, dar și într-un mod destul de particular până la 18 ani. Acum o să facem tot posibilul în această emisiune să ajungem până la vârsta de 49 de ani, să vedem ce se întâmplă acolo, să vedem ce se întâmplă în această perioadă. Deci, o perioadă de destul de lungă. Așa cum am spus și în emisiunea trecută, bazele sau fundația stimei de sine se face în perioada 0-18 ani cu anumite perioade ale vârstei. Acum să trecem peste asta, să vedem cum se explică ea. Știm că după 18 ani, la această vârstă, după 18 ani, intrăm în al treilea ciclu evolutiv de 9 ani. Suntem deja în al treilea ciclu evolutiv de 27 ani. Între 18 și 21 de ani, această intersecție de 3, da? Al treilea ciclu evolutiv de 7 ani și al începutul celui de-al treilea ciclu evolutiv de 9 ani, și în această perioadă este o perioadă de multă distracție. Nu prea... Adică lucrez cu ceea ce, cu stima de sine pe care o ai, și influențele sunt foarte mici. Influențele exterioare sunt foarte mici. Ești cum ești și pur și simplu înveți să te descurci cu ceea ce ești. Adică dacă ai o stimă scăzută la 18 ani, cu aia mergi înainte și încerci să scapi, să te descurci în viață, să înveți cu ce ai tu. Dacă o ai bună, te descurci în viață și înveți cu ce ai tu. Vedeți, e un prag în care între 18 și 21 de ani ești puțin confuz. Nu e o confuzie urâtă, ci este o confuzie care duce către cunoaștere. Este o confuzie a curiozității. Ești confuz ca să fii curios, nu ești confuz pentru că e ceva rău. Ești curios, pur și simplu. Dacă ai luat din prima la facultate și la 18 ani, te duci la facultate, să zicem că ai terminat școala la 18 ani și la 18 te duci la facultate, faci 3 ani de facultate, la 21 termini, ești chiar într-o perioadă bună. Dar nu o să poți să faci chestia asta decât dacă ai o stimă de sine bună și dacă lucrurile au mers, să zicem, în favoarea ta. Pentru că s-ar putea să nu-ți placă. Dacă nu faci ceea ce-ți place, s-ar putea să nu fie în regulă, să nu continui în viitor. Mă rog, important este că în această perioadă nu e nimic rău, este o perioadă de curiozitate, este o perioadă de învățare. Această perioadă nu afectează atât de mult, nu pălmuiește atât de mult stima de sine a unui om. E o perioadă mai lejeră, dar ok, să termină și ea, 3 ani de zile, și vine vârsta de 21 de ani, când tu trebuie să începi să experimentezi ceva, intri în al 21 de ani, în al 4-lea ciclu evolutiv de 7 ani, și intrând în al 4-lea ciclu evolutiv de 7 ani, tu trebuie să experimentezi, trebuie să vadă ceva în urma ta, o faptă concretă, că ai luat un examen, o faptă concretă, că ai publicat într-o revistă, că ți-ai făcut un blog, că ți-ai făcut 15.000 de poze, că, nu știu, o faptă concretă, așa? De ce ai nevoie de faptele astea la 21 de ani? De la 21 de ani și mai ales în această perioadă? Pentru că tu atunci ești pe piață, ca să spun așa. În funcție de faptele tale, bine, până la 28 de ani, se cam conturează modul în care vei fi în viață și vei cântări viața. În ceea ce privește stima de sine, tu de ce ai nevoie să faci lucrurile astea? Așa cum am spus și în emisiunea trecută, ai nevoie de feedback. Adică faptele tale. Și acum tu le faci singur, responsabil, între ghilimele, responsabil, singur, responsabil, lucrurile alea, faptele alea, le faci singur și responsabil. N-ai ce să faci. Da? Nu mai zice mami și tati, ei ți-au zis mai devreme, mai de mult, mai când erai copil, mai când erai adolescent, mai când erai, mă rog, ți-au mai zis. Poate că îți mai zic și acum. Numai că nivelul în care te influențează poate să fie în funcție de modul de dependență, da? Deci tu dacă ai nevoie de feedback de la părinții tăi foarte mare, înseamnă că ești cam dependent de ei. Deci dacă mami și tati zice când ai tu 20-21 de ani
că e bine și tu faci în stânga, că e așa zis că e bine, tu ești dependent de părinții tăi. Și fiind dependent, dependentă de părinții tăi, înseamnă că îți dorești ceva. Ori ești, îți dorești afecțiune, poate că ei nu ți-au dat și tu îți dorești acum să mai prinzi ceva afecțiune de la ei, ori e un obiect de șantaj acolo, mami și tate au bani și dacă au bani trebuie să faci ca ei pentru că leafa ta lunară sau renta ta lunară e destul de mare și ai nevoie de chestia asta. Deci e o ceva, că dacă nu te șantajează cu un amic și aia nu sunt nimic, poate că iubești, ăsta e ultimul lucru. Dar și dacă iubești, înseamnă că pur și simplu nu o să faci ca ei, pentru că dacă tu iubești și știi despre iubirea, părinții aia sunt niște părinți extraordinari. Și atunci nu o să te șantajeze, nu o să ți impună. Deci, e magic. Doresc la cât mai mulți oameni să fie așa minunat, să aibă niște o relație de familie magică și minunată în care copiii tinerii să se descurce singuri și să învețe despre viață. Pentru că ei vor fi responsabili în viitor. Mă rog. Vedem de la caz la caz, acum fiecare vede. Dar la 22 de ani tu ești la o vârstă magică, 22 înseamnă 2-2, 2 înseamnă cifra afecțiunii, înseamnă cifra iubirii și atunci tu interacționezi cu afecțiune, interacționezi cu iubire, interacționezi cu lumea, te iubești, te îndrăgostește, îți place să ieși în evidență. Adică 2 și 2 înseamnă 4, 2 cu 2 înseamnă 4. Dar în momentul ăla, la 22 de ani, ești în an astral 5, un an foarte important. Te vei comporta la 22 de ani așa cum ai mai fost, într-un an astral 5. Când ai mai fost într-un an astral 5, de la 22 de ani? Păi în acest an astral 5, ai mai fost la 13 ani. În emisiunea trecută am zis despre 13 ani. Ai mai fost într-un an astral 5, la 4 ani. În emisiunea trecută am mai vorbit despre această vârstă. Ce este foarte interesant este că 22 relevă zona asta de stimă de sine, ceea ce este foarte frumos și minunat, da? Relevă de ce? Un triunghi afectiv, pentru că la 4 ani pur și simplu tu te-ai dumirit cam care-i treaba, la 13 ani ai învățat ceva și la 22 înveți altceva. Avem aici o zona a lui 2, de relevare a lui 2. Zona de relevare a lui 2 este foarte interesantă, pentru că așa, în funcție de cum te relevi tu și ce feedback primești, pe zona lui 2, adică comunicare, afecțiune, empatie, iubire, relație cu cadrul afectiv, adică cadrul afectiv ce înseamnă familia ta, relația sigură, stabilă pe care ai vrea să o ai, la 22 de ani cam dai semne așa. Cam ce ți-ai dori. Dar atunci nu e foarte posibil să o ai pe aia care trebuie, ci atunci vorbești despre ea, atunci începi să o cauți. Atunci experimentezi stima de sine pe care tu o ai, experimentezi stima de sine pe care tu ai învățat-o, ai interiorizat-o în timpul adolescenței tale și copilăriei tale. Ieși afară cu ea. Este un punct foarte important la 22 de ani. De ce? Pentru că în funcție de feedback-ul pe care îl primești, în funcție de interacțiunile sociale pe care tu le ai, fiind într-un al patrulea ciclu evolutiv de 7 ani și în al treilea de 9 ani, interacțiunile sociale pe care tu le ai atunci sunt definitorii. Tu atunci la 22 de ani poți să rămâi cu pata pe creier dacă te părăsește cineva. Nu contează că ești fată sau băiat, poți să rămâi cu pata pe creier, că te-a părăsit și că nu ești bun de nimic, că nu ești important, că nu ești iubibil, ca să mă exprim așa mai neacademic. Ești important. Dacă tu atunci la 22 de ani nu suferi din amor, ci pur și simplu la 22 de ani viața ta afectivă, emoțională este foarte bună, ești îndrăgostit sau îndrăgostită, relația îți merge bine, te gândești ca de obicei, cum se gândesc ăștia mici, să însoare, să rămână la lung împreună, e bine și asta. Merge înainte, nu e nicio problemă. Cât o să rămâi împreună, dacă o să te căsătoresc sau nu, chiar se căsătoresc și nu e nicio problemă asta că văd ei la 31 de ani. Așa. E bine, dar pot să vă spun așa că la 22 de ani este o vârstă în care ți se poate pălmui stima de sine din punct de vedere afectiv-emoțional, în funcție de viața ta afectiv-emoțională, în funcție de cât de iubit ești, iubită de un partener, de cineva de afară, nu de părinți. Aici deja intrăm în zona de altcineva afară, ei. Nu știm care ei. Colegul, colega, colegii de servicii, colegul la facultate, nu știm care e ei.
Da? Deci pur și simplu nu știm care e. Dar nu mai suntem în zona de părinți, suntem în zona în care noi interacționăm cu societatea, cu lumea. Și lumea începe să vorbească despre noi. Lucru extraordinar. Pentru că aici observăm deja, de la perioada asta cu doi, observăm deja influența pe care lumea începe ușor, ușor, societatea, hai să numim așa, începe să o aibă asupra noastră. Pentru că să nu uităm, pe lângă părinți și oamenii dragi nouă, și societatea are un rol important. E, ok, ai o stimă de sine ridicată, o stimă de sine bună, nu-și contează. Mai este o vârstă care e foarte importantă și iarăși definitorie, tot pe zona afectivă, emoțională, socială, este vârsta de 25 de ani. La 25 de ani știm că 5 ori 5 fac 25. Se intersectează această zona al 5 pe 2 și 5. 25 înseamnă 2 și 5, adică pe zonă socială, și atunci se formează oarecare înțelepciune a stimei de sine. Și înțelepciunea asta a stimei de sine pe care tu o ai la 25 de ani se mai probează în viitor doar, dar cam așa rămâne. E, cum să spun, e așa da sau așa nu. În ce sens? Adică tu cum știi tu așa? Dom'le, nu e bine să te pui în fața trenului când merge, pentru că dacă merge s-ar putea să te lovească trenul. Și asta e la așa nu. Adică tu știi foarte clar în viața ta că nu o să te pui niciodată în fața trenului ca să te dea peste tine, da? Pentru că poți să ai o problemă. Așa da. Tu știi că în viață, la așa da, și dau un exemplu care cred că toți îl avem, chiar dacă acum e mai rar, dar să zicem, sau începe lumea așa, când în momentul în care te duci și intri într-o încăpere, dai bună ziua sau saluți. Vedeți, asta e așa da, nu te gândești. Da, dai și tu, bună ziua. Mai, cum o dai tu? Nici nu contează. Salut, hai noroc, bună ziua. Cum poți tu acolo? Nu contează. Dar tu știi că ăsta e la așa, da. Când intri într-un loc, dai bună ziua. Sau bună seara, sau mă rog. Așa. La asta e așa, da. Nu te întrebi tu de ce, cum, în ce fel. E așa la 25 de ani, în ceea ce privește stima de sine, se pune în funcție de interacțiunile tale sociale. Nu contează unde e, student, muncește, nu contează. În funcție de interacțiunile tale sociale, în funcție de feedback-ul pe care îl ai la nivel social, în funcție de valorizarea socială pe care o ai atunci, în funcție de afecțiunea socială pe care o ai atunci, în funcție de importanța socială pe care o ai atunci, în funcție de aceste coordonate, da, tu pur și simplu integrezi, dacă pot să spun așa, integrezi un așa da sau așa nu în ceea ce privește stima de sine. Dacă ai o dezamăgire foarte puternică la 25 de ani, din punct de vedere social, nu contează, încă o dată spun că este afectiv, profesional și așa mai departe, o mare dezamăgire care scade stima de sine, tu dezamăgirea aia pe care o ai, o treci la așa nu. Și e foarte posibil ca niciodată în viață să nu te mai atingi de domeniul ăla, sau să nu te mai atingi de persoana aia, sau să nu-ți mai vină să faci lucrul ăla, pentru că efectiv e foarte periculos pentru tine. Și ai hotărât atunci că așa nu mai vrei. Nu mai faci, nu mai vrei. Dacă la 25 de ani ai avut un eveniment minunat, social, nu contează, profesional, afectiv, emoțional și așa mai departe, un eveniment minunat care te-a făcut să te simți în al nouălea cer, care te-a făcut să te simți extraordinar de bine, tu zici așa da. Și în funcție de evenimentul ăla pe care tu l-ai trăit atunci, pe care tu îl simți atunci, e așa da. Și atunci ăla devine reper pe stima ta de sine. Reper social. Pe lângă reperele pe care le mai ai inconștiente, ăsta e conștient. Pe lângă reperele inconștiente pe care le mai ai în funcție de educația ta și în funcție de ceea ce ai trăit în familie. Ăla devine așa da. O vârstă extraordinar de importantă la 25 de ani, când se intersectează 5x5. L-ai mai găsit pe 5x5 ăsta și o să-l mai găsești în viața ta. O să-l mai găsești pe 5x5 ăsta. O să-l găsești la 40 de ani și o să-l găsești la 55 de ani, când se relevă cifra 5. Dar aici e, așa cum am spus mai devreme puțin, cu așa da și așa nu. Ce mai avem? După 25 de ani, mergem tot înainte, ca să spun așa, și trecem în ceea ce privește stima de sine, da? Trecem la o vârstă
interesantă și o perioadă interesantă, 27-28 de ani, când se închide al treilea ciclu evolutiv de 9 ani și al patrulea ciclu evolutiv de 7 ani. Aceste două vârste, cum să spun, sunt extrem de importante pentru că ele sunt ca niște examene ale vieții pe 3 și pe 4, adică pe cunoașterea ta, pe faptele tale, ceea ce ești tu în stare, cine ești tu, cum ești tu și așa mai departe. Și este foarte important să știm că aceste fapte sau aceste lucruri pe care tu le-ai trăit până în 27-28 de ani sunt importante în zona lui 3 și în zona lui 4. Și fiind importante în zona lui 3 și în zona lui 4, este clar că îți afectează, adică feedback-ul pe care îl primești de la viață, îți afectează stima de sine. Mai ai 25 de ani ăla care a fost, așa cum v-am spus, 27-28, ești cam întreg aici, vis-a-vis de zona 3, 4 și 5. 3, 4 și 5, adică 3 de 9 ani, 4 de 7 ani și 5 ori 5, deci 3, 4 și 5. 3 plus 4 plus 5 fac 12. Asta înseamnă identitatea ta, triunghi, 12, 1 și cu 2 fac 3, triunghi, ești cam stabil atunci, sau până în 28 de ani inclusiv, ar trebui să fii cam stabil. Nu prea mai sunt influențe mari până în 28 de ani care să spălmuiască atât de puternic până la vârsta asta stima de sine. Toate evenimentele, că bineînțeles vor mai veni și altele, nu vă faceți probleme, toate evenimentele care vor veni la tine, alături de tine, de acum înainte, vor veni să ori să coloreze experiențele trecute, ori să aducă ceva în plus, ori să mai schimbe ceva, ori să dărâme anumite lucruri și să pună altele, nu prea, deci până în 28, adică 7 ori 4 de ani, cam 28 sunt două cifre care sunt pe vectorul social, cam din punct de vedere social, ce înseamnă educație, interacțiunile tale personale și așa mai departe, sunt se cam închide, ca să spun așa. V-am spus și treaba aceasta pentru că este o vârstă importantă, 27-28, este o vârstă în care noi intrăm în alte cicluri evolutive, ne dezvoltăm altfel ca oameni, ne dezvoltăm altfel ca identități, ne dezvoltăm altfel ca și fel de a fi. Nu mai suntem ca înainte. Așa. Nu mai suntem ca înainte. Suntem alți oameni. Și deja o să vedem că deciziile pe care le vom lua de la 27-28 de ani și voi puteți să vedeți în viața voastră de zi cu zi, că deciziile pe care le luați după aceste vârste sunt diferite de deciziile pe care le-ați luat înainte. Se cam stabilizează, se cam văd lucrurile, adică se experimentează tot și așa mai departe. Deja de acum, după vârsta asta, eu vreau să știu concret, clar și cuantificabil să văd ceva despre viața mea. Unii trăiesc copy-paste-ul, adică ce au învățat aia trăiesc în continuare și să duc și mor și aia e. Alții se duc la cursuri, citesc cărți, se duc la... să se caute, să vadă despre ei, pentru că de aici începe ce? Al cincelea ciclu evolutiv de 7 ani, adică mă, 5, vedeți 5-ul cum apare în timp de 7 ani? Al cincelea ciclu evolutiv de 7 ani vine și zice, ok, hai să-l înțelepțim pe 5. De-aia sunt mulți care în 28, între perioada 28-35 de ani, multe persoane se caută. Citesc, vorbesc despre ele, să duc în stânga, să duc în dreapta, văd altfel lucrurile, experimentează altfel, toate sunt despre mine, toate sunt despre mine. Între 28 și 35 de ani, în al cincilea ciclu evolutiv de 7 ani, adică al cincilea ciclu evolutiv al dezvoltării noastre pe orizontală, adică pe zona socială, experimentez și văd. Cum e în stânga, cum e în dreapta, cum se întâmplă, ce se întâmplă, diverse. Deci, pur și simplu, atunci este o perioadă foarte interesantă. Al dezvoltării mele pe zona socială, adică eu că am și al cincelea ciclu evolutiv de 9 ani, dar ăla începe după 36 de ani.
când pun întrebări despre mine și pun întrebări despre sensul meu în existența asta. Pentru că ăla ține de la 36 la 45 de ani. O să vorbim și despre ăla. Dar una e ăsta și alta e ăla. Dar o să vedeți și pe la cursurile de dezvoltare personală și pe la terapeut și pe peste tot, marea majoritate a oamenilor sunt între vârstele astea, între 28 și 45 de ani, marea majoritate. Bineînțeles că sunt și până în 28 și după 45, dar ponderea cea mai mare, cea mai importantă este până în 45 de ani, între 28 și 45 de ani. Un lucru foarte, foarte important este că în această perioadă, între 28 și 35 de ani, ține de dezvoltarea mea socială. 35 înseamnă 8, da? 35 înseamnă 3 și 5, adică 3 cunoașterea, 5 stima de sine, adică cunoașterea stimei de sine în zona puterii sociale. Asta înseamnă la 35 de ani tu asta trebuie să definitivezi. Da, ai tot felul de gânduri, da, ai tot felul de evenimente, da, ai tot felul de experiențe, da, ai tot felul de zone care pur și simplu le vei trăi, le vei experimenta. Aici, în această perioadă, poți să faci tot felul de lucruri ca să-l înveți pe 5. Bine, și această perioadă are o intersecție de 5, are o zonă care este cea mai clară și cea mai... o zonă care este de o importanță în această perioadă alu 5, și anume vârsta de 31 de ani. Vârsta de 31 de ani, pur și simplu, e importantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este importantă ca și oglindă, hai să numesc așa, oglindă. Este importantă ca și oglindă. Oglindă pentru că, de ce? Tu ai avut vârsta de 13 ani, care era în perioada aia de care am vorbit în emisiunea trecută. Și dacă ai avut acea vârstă de 13 ani, asta 31 este în oglindă. Și ea are o importanță, pentru că e pe an astral 5 și vine cu o corespondență. Dar despre lucrurile astea o să vorbim după un scurt moment de pauză, la începem cu vârsta 31 de ani. Revenim. Am descoperit acest dispozitiv. Am descoperit Torsero. Apelați la el cu încredere, pentru că glicemia mea s-a normalizat. Sunt convinsă că durerile articulare mi-au trecut datorită acestui dispozitiv. Și mai are o calitate importantă. Îți dă energie și forță atunci când crezi că ești epuizat. Mă dureau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Tensiuni. Am probleme cu coloana foarte grave. Nu se pot opera. Și circulația periferică. M-a ajutat foarte mult torserul. Am avut varici, nu mai am. Ținând torserul, a dispărut. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloana. Coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Aveam mari dureri, nici nu puteam să merg pe stradă. Și am fost din nou la medicul care m-a operat la spital. Mi-a dat o rețetă și zice, ia rețeta asta, aceste medicamente le iau și eu, o rețetă destul de încărcată. Și dacă nu trece, vii la operație din nou. Am luat rețeta, nu mi-a trecut și am aflat de torser. Și am folosit torserul și am scăpat de belele. Am, de exemplu, o înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră. Și pun torserul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă. Și în câteva minute nu mai simt nicio durere. Aveam dureri puternice la umeri și la spondiloza cervicală, deci la gât. Și în momentul când mă apucă durerile, îl pun deci la gât și îl țin, știu eu, uneori și cel mai mult îl folosesc noaptea.
Și când mă mai trezesc așa și îl mai mut în partea unde mă doare, deci când la umăr, când la gât, când la lombar sau la genunchi, când unde am nevoie. Am revenit după pauză. Rămăsesem la vârsta de 31 de ani și am spus că este ca o oglindă față de 13 ani. În vârsta de 13 ani ești în an astral 5, da? Și ești din acea perioadă definitorie între 9 și 14 ani când avem acei 5 ani în care se desenează, se construiește, se creionează stima de sine și noi nu prea avem ceva de comentat, ci e în interacțiune cu părinții noștri, cu cei care, cu societatea, cu mediul în care trăim și așa mai departe, dar suntem copilași și nu prea avem ceva de comentat, ci o luăm de la sine. Comentăm noi, da, nu avem. E la 31 de ani, comentez cât vrei. Ce înseamnă 31? Adică 3, cunosc 1 despre mine. 1, mine, identitatea. Și eu atunci mi se pare că eu știu o grămadă de lucruri despre mine. La 31 de ani, sunt și matur, bineînțeles, sunt în al 5-lea ciclu evolutiv de 7 ani. La 31 de ani, sunt în al 4-lea ciclu evolutiv de 9 ani, da? Deja știu niște lucruri despre mine, deja sunt o persoană matură, la 31 de ani sunt bărbat sau femeie, nu mai merge. Și atunci, unii dintre oameni, așa, pot să creadă că ei sunt buricul pământului, să creadă că sunt cei mai tari din parcare, să creadă că ca ei nu mai e nimeni. Și se creionează oarecum o zonă de aroganță, pentru că avem 31 face 4, da? Și an astral 5, 4 și cu 5 fac 9, mă rog, sunt niște calcule. Și atunci poți să ai un fel de aroganță, poți să te gândești că ești invincibil, poți să te gândești că nimic nu te poate dărâma. Aici trebuie să fim atenți, pentru că la 31 de ani, mai ales persoane care au 31 ăsta pe lecții de viață, la 31 de ani să nu cădem într-o oarecare zonă de aroganță, de autosuficiență, să nu cădem într-o zonă de genul acesta, pentru că este foarte posibil ca evenimentele de atunci să ne afecteze pe stima de sine. Și poate nu ne afectează la 31 de ani sau poate pentru unii dintre noi ne afectează. Adică efectiv ni se întâmplă ceva care să ne demonstreze că nu e chiar așa. Că nu e chiar așa cum credem noi, că suntem invincibili. Depinde acum. Putem să avem o problemă pe zona financiară, pe zona jobului, pe zona sănătății, nu știm. Fiecare în funcție de numerogramă pe care are de așa. Dar este clar o situație care nu face altceva decât să ne pălmuiască stima de sine dacă cumva am sărit calul. Dacă cumva ne simțim cei mai tari din parcare, dacă ne dăm deștepți. În general, la vârsta asta avem tendința, mai ales între 30 și 36 de ani, să ne dăm deștepți, mari înțelepți. E normal să ne dăm așa, să nu uităm că suntem în perioada asta, 3 și cu 4, da? Adică care dă 9, oarecum ne credem cei mai tari. Nu e chiar așa. Pentru că examenele vieții la 35-36 de ani vin și ne demonstrează. Persoanele care s-au căsătorit, au tendințe de genul ăsta, care s-au căsătorit până în 28 de ani, la 31 de ani au diferite divergențe, disesiuni pe zona aceasta a libertății. 5 este cifra libertății. Li se pare că sunt încorsetați prin acest lucru. Este numai o perioadă care se poate depăși și nu în cazul oamenilor care sunt căsătoriți sau care au relație de lungă durată stabilă și la 31 de ani ori lui, ori ei, depinde cine ajunge acolo, primul îi vine, așa, sunt exerciții de stimă de sine, exerciții în care viața te mai încearcă să vadă, bă, cum mai ești tu, cum te mai simți, ia, ți-e bine, nu ți-e bine, da? E o chestie de cunoaștere mentală, de a cunoaște despre tine mai multe lucruri, ca un colocviu, așa cum e la facultate, sau ca un parțial, nu știu, ce să zic, jumătate de examen, așa. Și de-aia spun, este foarte important să vedem că nu e chiar așa. Vedeți și decada asta lui 3, e și asta bună de ceva, că între 30 și 39 de ani ai impresia că le știi pe toate. 3 ăsta vine și crede, te face să crezi că ești cel mai deștept de bubui. Nu e chiar așa.
Tu n-ai ajuns nici la jumatea vieții. Tu nu ai trecut nici de al cincilea ciclu evolutiv de 9 ani și deja te știi. Tu nu știi despre tine, dar păi despre alții. Toată viața învățăm, ceea ce este minunat. Minunat. Depășind această vârstă care se poate, cum să spun, solda cu diferite victime, ca să spun așa, victime însemnând pe zona afectivă, unii se pot despărți, pot divorța, alții se pot despărți din cupluri dacă nu sunt căsătoriți, alții pot pierde o slujbă foarte bună, alții pot pierde bani, alții, depinde de la caz la caz, deci trecem peste treaba asta, alții pot să aibă tot felul de scandaluri, tot felul de probleme, de situații, v-am spus, este în funcție de numerograma fiecăruia și de data de naștere a fiecăruia. Trecem de treaba asta, nu e nimic grav, nu e nicio problemă, rămânem cu oarecare sechele, unii dintre oameni rămân cu niște sechele, dacă chiar li se întâmplă ceva rău la 31 de ani și dacă au 31 ăsta pe lecțiile de viață, rămân cu sechele a la lung. Se pot repara aceste sechele în viitor, nu e nicio problemă, dacă bineînțeles și purtătorul dorește. Dar este important să știm foarte clar, este important să știm că trece. Da? Așa cum am mai spus, găsim această perioadă evolutivă al șaptelea ciclu al cincelea ciclu evolutiv de 7 ani să se termine la 35 de ani, se termină această vârstă de 35. La 35 de ani mai avem niște examene, pentru că 35 înseamnă 8, v-am mai spus, cunoașterea 3 despre 5, stima de sine. Așa, 30 cu 5 fac 8, da? Este an astral 9, deci un an transformaționalist. La 35 de ani, fiind un an astral 9, se închide al patrulea ciclu evolutiv de 9 ani. La 36 de ani este un an astral 1. Se închide deja, am spus, al patrulea de 9 ani. Se închide al cincelea de 7 ani. Și noi deprindem această formă superioară de înțelepciune, 7, a stimei de sine. De-aia avem tendința, v-am spus, între 30 și 36 de ani, exclusiv, avem tendința să ne dăm noi așa că ne știm, toți avem, dar cei care nu au chestia asta așa de importanță, de aroganță, de marele înțelept din lume, nu e nicio problemă asta, înseamnă că iau o stimă de sine foarte clară, n-au nevoie asta și sunt echilibrați și sunt, au niște, o stimă de sine foarte clară și foarte cu oscilații foarte mici și felicit și le felicit părinții, educația, mediul în care trăiești și așa mai departe, sunt niște oameni minunați, dar în general în această perioadă ai două variante. Prima variantă, nu ești în stare și n-ai avut noroc în viață, trecutul, da? Și care e nevoia de afecțiune și nevoia de importanță, viitorul, așa cum am vorbit și în emisiunile trecute, în această perioadă, când te dai cel mai tare din parcare, te dai deștept. Adică tu deja nu ții cont că e 5 ori 7 acolo, că ești în al 5-lea de 7 ani și nici nu ai, că nu trebuie să ții tu numerologie și dacă nu ești pasionat nici nu trebuie să faci chestia asta, dar toate pulsiunile astea îți vine să fii deștept, îți vine să te dai șmecher, îți vine așa, e o perioadă evolutivă, este normal, dar aici vine o lipsă a importanței, da? Care scade, e o stimă de sine scăzută, adică importanța, așa cum am vorbit. Știți că am vorbit de emisiunea trecută despre trei componente ale stimei de sine, da? Valorizare, afecțiune și importanță. Cei care trăiesc în trecut sunt cei care au nevoie de afecțiune, cei care trăiesc în viitor au nevoie de importanță, valorizare au nevoie și unii și alții. Pe scurt așa, am vorbit asta în emisiunea trecută. Și atunci nu e rău, dar trebuie să știi în ce perioadă ești. Și noi trebuie să avem răbdare. De exemplu, dacă este un soț care a depășit 36 de ani, este în altă perioadă și are o soție care este în această perioadă de până între 30 și 35 și să dă ea importantă, și el trebuie să aibă răbdare cu ea că, și trebuie să știe, domne, fata asta are nevoie de importanță, de valorizare și eu trebuie să-i dau, să-i mai, o mai pup, să mai... Adică trebuie să știe de unde îi vine.
când se victimizează omul, tot așa, are nevoie de afecțiune, are nevoie de importanță, de-aia se victimizează. Și eu trebuie să înțeleg. Da, nu zic de o soție care are un soț în perioada, să zicem că soția are 40 și soțul are 32, că atunci dacă ți-ai luat copil, ai crește, nu am ce să mai trebuie, pupat, afecțiune, mâncat, schimbat, mă rog, ce să face cu un copil? Așa. De-aia am dat un exemplu că bărbatul este în mai mare, da? Și atunci trebuie să înțelegi. Bineînțeles că trecem. Toți am trecut prin această perioadă a lui 3 și până în 35 inclusiv, chiar 36, când ne dădeam importanți, când credeam că suntem cei mai tari. Ne trece. Pentru că avem examenul 35-36, care este foarte dur. Nu știm la fiecare dintre noi pe unde o să scoatem cămașa, cum ne dă unii, dar ceea ce este cel mai important e un lucru. Că efectiv viața, dacă nu ești în sensul destinului tău, dacă nu ești în sensul vocației tale, dacă nu ești în sensul lucrurilor pe care tu trebuie să le faci în ceea ce privește afectiv, în ceea ce privește emoțional, viața te pune acolo, pe șină. Dar te pune pe unii mai poetic, mai ușor, mai cu blândețe, pe alții dur. Nu e nicio problemă asta, dar oricum e bine că trebuie să te bucuri că te pune. Nu te pune atunci sau ai noroc în viață, te pune. Pe la 42, pe la 45 de ani, pe la 49, până la urmă tot te pune cum trebuie, pe niște șine. Bineînțeles, și tu trebuie să fii de acord și tu trebuie să-ți dorești niște lucruri și trebuie să faci tu. Dacă nu îți dorești tu, își dorește viața. Dar acolo, în perioada asta, în perioada examenelor vieții, la 35, 36, 42, 44, 45, 49, viața ți-o dă unde te doare mai tare. Mai ales între perioada 35, 36 și 49, 50, viața ți-o dă unde te doare mai tare. Dacă pe tine te doare mai tare, tu nu știi despre tine mai nimic și te doare mai tare în ceea ce privește relația afectivă, viața personală, acolo ți-o dă. Dacă te doare mai tare la bani, acolo ți-o dă. Dacă te doare mai tare la moștenire sau familie, acolo ți-o dă. Depinde unde te doare. Cel mai tare, acolo. De-aia trebuie să învățăm și trebuie să-i mulțumim Universului că în cazul în care avem tot felul de experiențe neplăcute la această vârstă, ele nu sunt altceva decât evenimente minunate pe care mai târziu o să le considerăm a fi minunate, care ne-au pus pe unii pe drumul nostru, pe alții ne-au învățat multe lucruri despre noi înșine și despre modul în care să operăm cu noi și cu viața. Pentru că la 35 de ani, așa cum am spus, se închid 5 stima de sine, ciclul evolutiv de 7 ani, 7 înțelepciunea pe stima de sine și oricât de dur ar fi examenul ăsta, el nu face altceva decât să ne înțelepțească. Indiferent ce ni s-ar întâmpla, ne înțelepțe. Cum privim noi această înțelepciune, ține de la caz la caz. Cât de mult am învățat, ține de la caz la caz. Da? E, de la 36 până la 45 de ani este al 5-lea ciclu evolutiv de 9 ani. 9 este dezvoltarea noastră pe verticală. Este zona care ține de mai trăiesc eu social, dar trebuie să mai fiu și în acord cu legile Universului, cu Dumnezeu, cu Pământul, cu astea. Mulți nu mai trăiesc așa, dar asta nu înseamnă că ele nu există, legile Universului. Și atunci eu mă formez pe mine ca și transformare, adică eu mă înnoiesc pe mine. Dacă până la 35 de ani am învățat și m-am comportat social într-un anumit fel de... Am făcut în toate felurile, am fost arogant, m-am dat deștept, mi s-a părut că sunt buricul pământului, mi se pare că sunt cel mai tare din parcare, aici încep să mă calmez ușor. Între 36 și 45 de ani voi trăi niște lucruri care vor fi cu efect personal, vor fi cu efect de sine, adică voi învăța ușor-ușor despre mine. Prin toate evenimentele pe care le trăiesc, toate țin de mine și de relația mea cu mine însumi sau cu mine însămi. Și atunci aceste evenimente sunt foarte importante. Un an foarte important în această perioadă este 40 de ani, bine cunoscut de către noi ca și cum criza bărbatului de 40 de ani. Nu este criza bărbatului de 40 de ani, este criza de 40 de ani, punct. O au și doamnele, numai că
doamnele, cum să spun, la 40 de ani, le vedem acum, norocul rețelele de socializare, le vedem pe unele care sunt într-o stimă de sine bună, într-un anumit fel, niște doamne extraordinare și niște femei care te apleci în fața lor, scoți pălăria în fața lor, iar altele le vedem într-o vibrație foarte puternică, într-un tremur foarte puternic, într-o gălăgie intelectuală, într-o gălăgie socială, într-o gălăgie permanentă, doritoare de stimă de sine, doritoare de afecțiune, doritoare de importanță, doritoare de toate, numai dorințe au. De ce? Pentru că la 40 de ani avem an astral 5, avem al 5-lea ciclu evolutiv de 9 ani și această perioadă ține foarte mult de cadru, de ce am înfăptuit eu până atunci. Mă simt o femeie minunată, mă simt o femeie feminină, mă simt o femeie în echilibru cu mine, cu Universul și cu Pământul, atunci la 40 de ani eu voi fi cea mai frumoasă și minunată femeie din lume. Sunt o de asta care vibrează peste tot, o femeie care habar n-am despre mine, nici nu știu cum mă cheamă cu buletinul în față, pentru că n-am învățat nimic de la viață, pentru că pur și simplu am trăit în trecut sau am trăit în compromis sau am trăit ca așa trebuie sau am trăit pentru gura lumii sau am trăit pentru oricum, pentru mine nu. Atunci vibrația ta este foarte minunată, vibrație nu în sensul spiritual vorbesc acum, vorbesc în sens de disperare, da? Hai să folosesc cuvântul, da? În sens de disperare. Și atunci o să vezi tăcăneală, o să vezi disperare, o să vezi norocul rețelelor de socializare, poze peste tot, în toate pozițiile, peste tot, pe jos, pe sus, pe stânga, pe dreapta și așa mai departe. Pentru că tu ai nevoia asta de valorizare și de importanță. Și mai ești și femeie. E bine pe de-o parte, pentru că oricum femeia este minunată. Să vedeți bărbații la 40 de ani, că ăștia dau mintea copiilor, ăștia uguie, urlă, fac în toate felurile dacă ei nu mai au importanță, li se pare că lumea s-a sfârșit la ei, devin recalcitranți, devin violenți, unii chiar și fizic, pentru că atunci e o perioadă în care efectiv tu ești în al cincilea ciclu evoluției, dar e totul despre tine. Tu ești cu tine atunci. A, că simți nevoia de feedback, am mai vorbit, stima de sine, este zonă de feedback. Adică eu, ca să știu dacă am încredere în mine, da, am nevoie și de feedback. Bineînțeles că am nevoie și de mine însumi, dar am nevoie și de feedback-ul lor. Indiferent care ar fi lor ăștia. Da? Pentru că nu contează ce vârstă am, nu contează în ce perioadă evolutivă sunt, de valorizare, afecțiune și importanță am tot timpul nevoie. Când cantitatea e diferită. Da, asta nu înseamnă că nu mai am nevoie. Dom'le, ești un om matur, ai 40 ceva de ani, 50 ceva de ani, 60 ceva de ani, nu mai ai nevoie de valorizare, afecțiune și importanță. Că ești matur, că ești mare, că ești un om serios, adică nu mai râzi niciodată. Nu e adevărat. Tu ai nevoie ca om, pentru că e nevoie de așa ceva. Tu trăiești printre oameni. Inclusiv, cum să spun, un om care este mai izolat, mai retras, are nevoie de importanță și de valorizare. Măcar o dată pe an sau o dată la 5 ani, când iese el afară sau că e izolat. Și ăla are nevoie. Nu poți să te valorizezi singur. Începi în a percepe valorizarea și importanța singur, dar nu poți să o faci singur. Poți să o faci în oglindă, dar asta nu în oglindă poți să ai un feedback, poți să ai să vezi care-i treaba. Exercițiul ăla cu oglinda, care vi l-am mai zis în alte emisiuni, nu vi-l zic acum. Atunci poți să vezi, dar după aia ieși afară și ăla e alt feedback. Și la 40 de ani o iei razna. E o perioadă, 40, 41, 42. De ce este acolo această perioadă de examene? 40, 41, 4, 40 de ani, an astral 5, 41, 41, fac 5. 42 de ani vine pe o zonă de înțelepciune a echilibrului tău în viață. Dar ce fel de echilibru ai în viață? Pentru că echilibrul pe care îl ai tu în viață și modul în care viața ta este armonioasă, prosperă și fericită, îți dă stimă de sine. Și atunci de-aia și 42 de ani este important ca și vârstă. Este importantă, scuze, ca și vârstă. Pentru că la 42 de ani
Tu ai șase cicluri, închizi acolo șase cicluri evolutive de 7 ani. Deci înțelepciunea ta pe echilibru, pe prosperitate, pe familie, pe bunăstare, pe finanțe, pe tot ce trebuie. Doamnele, pe feminitate, cât de feminină sunt, cât de minunată sunt, câtă feminitate eman și așa mai departe. Că poți să arăți tu bine, dar dacă nu eman feminitate, și aia e o problemă. Poți fi disgrațioasă. Arăți bine, dar e disgrațioasă, să zicem. Da? Poți să întâmple și asta, nu știu. Sau n-arăți bine, dar ești super feminină. Pentru că eman feminitate. Intrăm în detalii. Aici nu e subiectul discuției noastre. Dar de-aia spun că în această perioadă 40-41-42 de ani este importantă această vârstă. Este importantă și 42 de ani pentru că ți-e dă echilibru. În ce echilibru sunt eu cu viața? În ce echilibru sunt eu cu mine? Cu prosperitatea mea, cu familia mea, cu mine ca om, bărbat sau femeie, nici nu contează. Și atunci se mai schimbă lucrurile. Și în funcție de cum te simți tu vis-a-vis de acest echilibru social, acest echilibru al vieții tale la vârsta de 42 de ani, stima ta de sine poate să crească sau să scadă. Poți să spui că te simți un bărbat sau o femeie împlinit, împlinită la 42 de ani, din toate punctele de vedere, și stima ta de sine să crească imediat. Sau la 42 de ani, așa poți te simți un bărbat sau o femeie care nu este foarte important, care n-a realizat prea multe, care nu se simte bine în pielea lui, și atunci stima ta de sine va scădea. Urmând ca până la 45, e și 44, dar ăla nu vorbim de el, am mai vorbit altă dată, dar 45 trebuie să spunem că se închide al 5-lea ciclu evolutiv de 9 ani, adică 5-ul s-a definitivat oarecum în două cicluri evolutive, între 28 și 45 de ani. Între 28 și 45 de ani, când am fost în al 5-lea ciclu evolutiv de 7 ani și apoi în al 5-lea ciclu evolutiv de 9 ani, iată 5-ul pe o perioadă destul de lungă de timp, să ne gândim că între 28 și 40 și da, între 28 așa și 45 de ani sunt foarte mulți ani. Și anume câți ani sunt? 17 ani, da? Așa, 17 ani care au 17 ani care au nu au făcut altceva decât să contureze această cifră 5 și pe plan în zona orizontală, da, ciclurile evolutive de 7 ani și pe plan în zona verticală, cele ciclurile evolutive de 9 ani, și nu a făcut altceva decât ăștia 17 ani să ne dea nouă, așa cum am spus și în emisiunea trecută, noi 1 identitatea și 7 înțelepciunea despre noi. Adică 17 ani în care noi învățăm identitatea și ne înțelepțim în ceea ce ne privește în funcție de dezvoltarea noastră pe orizontală și verticală. Nu sunt ani ușori, nu sunt ani, vă dați seama, sunt exact ani în care tu trebuie să pui ceva la punct în viața ta, trebuie să înveți ceva, trebuie să fii într-un fel ca om, trebuie să ai ceva ca om, trebuie să faci ceva ca om. Sunt foarte multe lucruri care le găsim aici, sunt foarte multe lucruri pe care le trăim în această perioadă, bune, rele, frumoase, urâte. Toate astea țin de această zonă al 5, toate astea țin de această zonă a construcției pe orizontală și verticală a stimei de sine. Nu este altceva mai important în viața noastră, așa cum v-am spus, decât modul în care eu, omul, mă simt cu mine însumi și modul în care eu mă relev la nivel social și spiritual. Modul în care eu mă simt generează și ceea ce e în jurul meu. Modul în care eu mă simt îmi generează activitatea mentală. Da, activitatea mentală îmi generează stările de spirit, stările de spirit îmi generează interpretările și interpretarea îmi creionează, îmi conturează, îmi creează viața pe care eu o trăiesc, mai bună sau mai puțin bună, mai frumoasă sau mai puțin frumoasă, viața pe care eu o duc. Deci sunt acești ani între 28 și 45, mulți ani, dar care au o importanță foarte mare. Multe lucruri se pot schimba. Așa cum v-am mai spus și în emisiunea trecută, vis-a-vis de copilăria noastră, vis-a-vis de ceea ce am trăit, bună, rea, frumoasă, urâtă, cu iubire, fără iubire, nici nu contează cum am trăit-o,
În această perioadă, 28-45 de ani, sunt cele mai mari șanse să schimbăm, dacă au fost lucruri mai puțin plăcute în copilăria noastră, avem șanse să umblăm la reglajul final lui 5 și să schimbăm niște lucruri pe care noi le-am trăit în copilărie mai puțin plăcute, care ne-au afectat stima de sine, lucruri care ne-au făcut să ne simțim și să, într-un anumit fel să facem anumite greșeli în viață sau să reacționăm într-un anumit fel, nici nu contează cum. Da? Este o perioadă în care putem să schimbăm multe lucruri din copilăria noastră, din adolescență și așa mai departe. Nu trebuie să ne supărăm sau să avem vreo treabă în care să nu credem că lucrurile noastre sunt bune. Mai mult decât atât, pur și simplu, această perioadă este o perioadă foarte bună și în viitor, după 45 de ani, se pot face foarte multe lucruri minunate, dar cu mai mult efort decât în această perioadă 28-45 de ani. S-a terminat și emisiunea de această dată. Am ajuns că decât să vorbim în mare despre anumite lucruri, bineînțeles, dacă sunteți interesați în detaliu, apelați la specialiști, pentru că avem, slavă Domnului, foarte mulți și încercați să deslușiți, să vă deslușiți mai bine. Vă urez ca de obicei să fiți mai înțelepți cu o secundă și mai transformați cu două secunde. Toate cele bune, ne revedem! Am descoperit acest dispozitiv. Am descoperit torsărul. Apelați la el cu încredere, pentru că glicemia mea s-a normalizat. Sunt convinsă că durerile articulare mi-au trecut datorită acestui dispozitiv. Și mai are o calitate importantă. Îți dă energie și forță atunci când crezi că ești epuizat. În tinerețe am făcut sport de performanță. Gleznele, amândouă, genunchii, amândoi, spatele, coloana vertebrală, umerii, cotul de la mâna dreaptă și la cervicală. Am avut probleme la cervicală. Și l-am pus aceea pe ceafă și dormeam cu el. Iar când nu dormeam cu el, îl puneam între mine și soția, în pat, între mine și soția. Am folosit torserul pentru dureri locale, pentru, în primul rând, că eu mai am durerile de la cervicatroză, mă mai doare capul, din când în când, nu întotdeauna. Și atunci iau torserul și mă pun după cap. Cel mult 20 de minute și imediat mi-a încetat durerea. Torserul m-a ajutat în primul rând la durerile musculare, pentru că asta a cedat în cel mai scurt timp de când am început să-l folosesc. Deci din prima zi mi-am dat seama că nu mai dor mușchii. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torserul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o insomnie puternică și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Am pus a doua recoltă în grădină. L-am pus aici, așa, în poșul peptului aici.